Cicăneață, m-am trezit și eu acum vreo jumătate de oră, că am avut puțină treabă pe YouTube și nu știu, văd că din câte observ statisticile YouTube-ului zic că s-au uitat mai mult români decât americani la videourile mele, motiv pentru care o să continui să fac videouri în română. Nici eu nu știu în ce limbă să fac, frate, nu știu, sugerați-mi și voi ceva în pana mea. Că, nu știu, nu știu, sunt foarte confuz în legătură cu chestiile astea, știți? Că eu vreau să fac videouri care să aibă priză la mai multă lume și văd că americanii se uită, dar prea puțin. Mi-au mulțumit câțiva pentru niște moduri care le-am postat la descriere la antevideouri care le-am făcut eu acum ceva timp. Și acum mai mult timp, când am jucat jocuri de consolă portate pe PC, mă rog, când am găsit porturi de PC, de exemplu la ăsta, cum îi zice, la Silent Hill Downpower, așa. Căutați-mă cu Silent Hill Downpower și o să găsiți linkul de descărcare a jocului, al jocului, da. O să găsiți linkul de descărcare al jocului de pe site-ul de pe care l-am luat eu și puteți să-l jucați pe PC. Este emulat foarte bine, nu este portat oarecum pe PC și merge destul de bine, dar cine mai joacă Silent Hill Downpour când avem American Truck Simulator, fraților? Bun, deci hai să-i dăm cu un nou update, că au băgat ăștia acum un update care se numește Arkansas și e foarte mișto. Și abia aștept să-l încerc, frate. Mi-am păstrat salvările, tot. Hai să-i dăm bătaie. Ca ce oricum n-am chef să joc acum. Știți? Și vreau să facem... Stați un pic să dau... Așa, bun. Așa, bun, și că stăm aici. New version detected, ok. Îi dăm la DLC-uri și ne uităm... Nu. Îi dăm continue carier, pana mea. Îi dăm continuu carier și mergem în ăsta, în Arkansas, da? Că vreau să văd ce secrete sunt pe acolo. În primul rând au băgat un camion nou în ultimul update. În penultimul update, înainte să lanseze Arkansas, au băgat ieri, da? Au băgat un camion nou, un Mack, care e foarte mișto. Și vreau să mi-l cumpăr acum, că aș vrea să văd ce viteză prinde și vreau să văd cum sună motorul la el. Că de obicei Mac-ul are V8 turbo diesel, Mac-urile astea, orice model de Mac, inclusiv Anthem-ul. Deci Anthem-ul are tot V8 turbo diesel și Mac-ul ăsta mai nou e Anthem-ul, da? Generația mai nouă de Mac. Eu vreau acum să eu care sunt camioanele clasice mai mult și îmi plac mai mult designurile clasice la camioane și astea mi-am modat un pic aici. Vom save compatibility. Quick travel. Ok, nu o să selectăm quick travel acum. Unde să mă bag? În San Antonio sau în Houston? Stați un pic să vedem. Mă bag în Houston. Mă bag în Houston. Așa. Bun. Și acum o să mergem la... Da, să vedem dacă apare harta. World Map. Așa. Ne uităm de la distanță, da. Și trebuie să fie... Stați un pic. Dacă vreți să vedeți mai detaliu harta, să vedeți regiunile mai bine, vă duceți la... Stați un pic, că nu n-am intrat bine aici. Quick Travel, da, dați Quick Travel. Și aici aveți toate hărțile și puteți să vă duceți unde vreți acum că au băgat, uite, Arkansas. Aici e, regiunea asta, da? Și avem o grămadă de orașe aici. Springdale, Fort Smith, Hot Springs, El Dorado, Pine Bluff și Jonesboro. Așa. Bun, acum eram cu camionul meu. Ăsta e un T680 cu tunat la maxim. L-am făcut eu la maxim camionul ăsta. Din păcate nu merge să-i schimb paint job-ul decât să-i pui altă vopsea. Nu are paint job-uri de-astea custom să-l fac mai șmecherie. Dar l-am făcut cât de cât ok, așa știi, l-am aranjat un pic. Și
vizual și pe interior nu mai știu ce i-am pus. Dar acum ce vreau să vă arăt este noul camion care l-au băgat în ultimul update. În penultimul update. Că aș vrea să mă duc cu ăla, știți? Mergem la Truck Dealers și mergem la fiecare în parte să vedem ce găsim. Că poate o băgă mai multe camioane, cine știe, nu știu. Vreau să mă duc să văd cu ochii mei ce se întâmplă. Știți? Vreau să mă duc cu ochii mei să văd ce se întâmplă. Ăsta e Peterbilt-ul de 500 de cai putere. Are 500 de cai ăsta. Peterbilt 389 Ultra Cab. Și dăm la Configuration. Și vedem dacă o băgăm motoare noi. Uite aici avem motoarele. Avem un Cat V12 care este mod, care am luat de pe net, da. Și aici avem motoarele Caterpillar King of the Hill și avem mai multe motoare aici, da. Cel mai scump este ăsta. Bun. Deci nu ăsta e camionul pe care îl vreau eu. O să mă duc la Freightliner să vedem dacă au băgat ceva nou. Stați un pic să mă uit pe hartă unde e Freightliner-ul. Mergem la Selected Dealer, așa. La Freightliner n-au băgat nimic nou. Ultimul Freightliner ce ar fi ăsta care arată foarte, foarte bine. Mi l-aș lua pe ăsta, frate. Customize order, așa. I-aș schimba mai paint job-ul, frate, i-aș pune un paint job mai... Uite așa, frate, mamă ce mișto arată cu paint job-ul ăsta, cu flăcări așa. Mamă, frate. Configurație de rocker, în pana mea. Punem... Stați un pic să vedem dacă îi putem să-i punem... Îi punem ăsta negru sau îi punem ăsta... Îl lăsăm pe ăsta, grill-ul ăsta crom, că e mișto. Da, bă, îl las așa cum e, frate. Că arată foarte bine. Și pe interior, ia să vedem cum arată interiorul. Dați un pic să mă prim cu mouse-ul pe aici. Da, bă, interiorul îmi place cum arată. Vreau să-l las clasic, nu vreau să modific prea mult la camionul ăsta. La motor ce avem? Detroit Diesel, 600 cai putere. Oh, ce frumos. Și avem un Cummins de 605 cai. Eu zic că putem să lăsăm pe ăsta. Da, îi dăm purchase. Și trebuie să mergem la unul de garaje să vedem unde avem loc să-l punem. Uite aici mergem. Aici îl punem. Bun. Și acum o să mă dea cu camionul afară, da. Facem un test, pornim motorul, vedem cum merge. Vedem cum se comportă. Stați un pic să încarce. Bun, uitați-vă și voi ce frumos e. Uitați un pic să dăm cu spatele. Dăm cu spatele să ieșim de aici. Uitați-vă și voi cât de bine poate să arate camionașul ăsta. Arată genial, frate. Și să vedem dacă aprindem luminile la bord. Totul așa, punem luminile de bord. Aici în spate avem un pat foarte mișto. Un pat confortabil cu saltea, cu cuptor cu microunde, bă, du-te, bă, și... Uite, o ladă frigorifică acolo, da. Limuzină, frate, ăsta. Să-mi bat picioarele. Ăsta e camion de lux. Asta e camion de lux. Și acum rămâne să-i facem o accelerație, să vedem cât duce maxim. Dar să scoatem pe drum așa. Facem aici. Stai, mă, unde mă bag? Uitați, bă, fraților, unde mă bag. Așa.
Hai, bă, tati. Bine că te-ai pus tu în fața mea, mânca mei. Du-te, bă. Uite-l și pe ăsta, bă, cum se bagă, bă, frate. Vede că intru în trafic și se bagă ca handicapatul, frate, ca bou. Dacă era handicapat, îl iertam, dar nu e handicapat, e bou. Nu știe să conducă în pana mea. Da, bă, și într-adevăr, la accelerație rupe, frate. Suntem în a 12-a dreaptă de viteză și rupe de... rupe camionul ăsta. Vreau să văd dacă depășește 90 de mile pe oră. 90 de mile pe oră înseamnă vreo 100 și ceva de kilometri pe oră. O, bă. Abă, facem o depășire pe contrasens la boii ăștia. Dați un pic, că n-am un drum liber aici, frate. Aș că aici să păstrez 25 de mile pe oră. Hai să găsim un loc care să dăm cu viteză. Sper să nu treacă trenul chiar acum. Bă, dar mi se pare mie sau mă învârt eu în cerc aici. Da, mă rog, îi dă, asta contează. Nu stai camionul care vreau să-l cumpăr inițial, dar am zis să mă duc la fiecare truck dealer să văd care e faza. Services, truck dealers, ok, m-am dus la Freightliner, mă duc la ăsta acum și o să-mi iau din fiecare câte un camion să văd ce modele au. Da, ăsta e ultimul model, 605 cai. Ia să vedem ce are la engine. Cummins Performance X15. Cummins Performance Kit, ok. Nu ăsta. Ăsta are 546 de cai. Da. Și ăsta arată bine. Ia să vedem. Customize Configuration. Mergem la interior. Să ne uităm puțin la interior. Interiorul e cât se poate de standard. Are saltea în spate. Are tot ce vrei. N-are cuptor cu microunde, dar are... tot ce vrei, dotările necesare pentru un camion luxos și frumos în același timp la ca aspect. Da, e frumos și asta, dar nu-mi iau acum modelul ăsta. Asta e varianta pe 565 de cai. Ăsta are 400. Da, și cam astea sunt camionele de aici. Am câte un exemplar din fiecare, nu-i problemă. Volvo, hai să vedem la Volvo, frate. Ce avem la Volvo? Stați un pic, o să mă duc undeva aici. Vreau să-mi fac salvarea asta mișto. Uite, bă. Ia să vedem ce... Parcă i-a schimbat interiorul la Volvo. Ia să vedem, avem 3 camioane. Asta e Globetrotter-ul. Care e genial, frate. Dar n-are decât 455 de cai. N-are decât 455 de cai. Foarte slăbuț. Față de ce... Dar nu avem decât 3 modele la Volvo. Nu cumpăr Volvo acum, că nu vreau. Kenworth. Hai să vedem la Kenworth. Da, să vedem unde avem un dealer. Mergem aici. Kenworth este cel mai puternic existent. Și ăsta 76T680, care l-am deja. Ia să vedem ce paint job-uri are ăsta. Ăsta, din păcate, nu poți să-i pui paint job-uri. N-are paint job-uri ăsta. Că-i serie mai nouă în pana mea de-aia. Ăsta e un Kenworth de 500 de cai.
Ne uităm la interiorul lui. Da, arată bine interiorul. Are și un confortabil aici. Avem aici cuptor cu microunde. Da, fain. Cam astea sunt toate modelele de la Kenworth. Și acum, în sfârșit, ce-a adăugat nou. O să vă arăt imediat Mac-ul nostru, care vrem să-l luăm acum, să mergem cu el la plimbare. Ăsta, în Arkansas. Mac-ul. Da. Uite, Mac Anthem. Uite-l, bă, frate, ăsta e Mac-ul care l-a adăugat nou. Mac Pinnacle Day Cab. De-o vreau să iau varianta extremă a Mac-ului. 445 de cai. Pă, varză. Uite, o să iau varianta de 505 cai. Motorul, hai să vedem ce tip de motor are. Mac MP8 506 cai. Ce frumos. Mac-ul ăsta o să-l facem roșu. Ia, avem vopsele de-astea custom. Șmecherie, frate. Facem o vopse de-asta ca lume. Facem o... Îi punem un paint job mega șmecher. Îi punem un paint pe el, mega șmecher. Ăsta ar fi prea simpluț. No, bă, uite ăsta, că ăsta se potrivește. Ăsta se potrivește, frate. Și pe interior, ia să vedem ce schimbări au adus, ce modificări au adus. Bun, dash-ul. Exclusiv. Așa. Așa. Volan, ce volan să-i punem, frate? Punem un volan clasic în pana mea. Nu-i punem volanele de-astea de hot rod, că nu-mi plac. Max standard, ăsta îl lăsăm. Așa. Bun, aici ce putem să punem? Ia să vedem. Putem pune o cană aici, cu SCS software. Aici am pun un de-asta de parfumerie. Facem drogherie la mașină. Dar nu-mi pun un air freshener, nu-mi pun de-astea, frate. Nu mai pun bobblehead-uri și de-astea pe el. Mi-aș pune totuși un bobblehead aici. Mi-aș pune totuși un bobblehead aici. Nu știu. Îl lăsăm pe ăsta, frate. Scarecrow Bobblehead. Și aici putem să ne punem... Ne punem unde ăsta... Ne punem un... 8-ball, așa. Un 8-ball aici. Aici punem... Ce pare să punem aici? Nu știu. Nu știu, aici... O chitară, da. Și aici punem... Punem o pernă. Așa. Cu USA.
Iar în spate avem Mac-ul. Așa, o chitară punem, frate. Bine, bă, băiatule. Camion de rockerist, frate. Așa, facem... Așa, de băgăm aici cabinet. Păi ce putem să punem pe jos, ia să vedem. Power inverter. Breakfast cereals. Bă, nu mai faceți, bă, foame, fraților. Nu mai puneți de astea, frate, de mâncare, că mă nebunesc cu aia. Mai am un cabanos. Nu mă înnebuniți acum, chiar mă apucă foame. Ăștia vor să mă... Ăștia chiar vor să mă... Așa. Bun. Am pus clasic. Ok. Bun, hai să vedem pe din afară ce am pus aici. Ah. Bun, merge, frate. Și acum punem niște bare aici. Punem bare de astea. Mai punem bara asta de aici. Aici îi punem... Da, aici lăsăm clasicul. Bulldog with pedigree. Așa. Punem golden-ul. Îmi place mai mult cum arată golden-ul. Și roțile le lăsăm default, frate. Nu vreau să fie complicat. Dar unde e evacuarea la asta, frate? Unde are evacuarea? A, oare în spate? Stai un pic. Stai un pic. Dublă evacuare. Bun. Așa. Aici avem farurile de la spate. Bun, și unde e plăcuța de matriculare și astea? Unde sunt, frate? Doamne ferește. Ce e asta? Bottom. Nu, îl lăsăm așa, frate. Îl lăsăm așa. Îi dăm purchase. Bun, și îl punem în Nebraska. Uite, în Nebraska am un garaj aici, acum de... Bun, așa, noul meu camion Mac. În sfârșit, ăsta e nouul Mac, care l-au băgat în ultimul update. Uitați-vă și vă ce frumos e. Dați un pic. Bun, și acum tare sunt curios cum sună motorul. Hai să vedem. Sună bine motorul, sună vechitură, pana mea. Exact ce vreau eu să... Bun, și acum ne mișcăm spre Nebraska ușor. O luăm înspre Nebraska. Little Rock, Pine Bluff. Mergem în Hot Springs. Aici ne punem, da. Ne îndreptăm spre Hot Springs. Ok, hai. Hai cu tata. O, bă, tati. Așa, bă. Thank you.
bă, uite, mă, dacă intră pe mine. Să mor tu, coaie. $776,000, du-te, bă, și lasă-mă. Ia stați, mă, că facem quick travel, du-te, mă, și lasă-mă. Uite, bă, avem aici, putem să mergem în Little Rock direct, frate. Stați că mă duc și la o țigară, bă, răbă.
Așa, fratele meu, Hampi Roads. Ia uite, bă, ce mișto e aici. Ia stați, mă, unde mă aflu? Într-o parcare, ok, la o gas station, la ceva. Arată bine pe aici. Într-adevăr, e o zonă swampy pe aici, frate. Așa. Bun, și acum ziceam că mergem în Hot Springs, da? Bun, hai să-i dăm bătaie. Uitați un pic să ies din parcarea asta. Civilizați, îmi pare mea că și așa mi-am scos contravenția și tot ce era pe acolo, știți? Mi-am scos contravenție, mi-am scos tot. Hai, bă, treci. E, 100 de mile mai merge, frate, decât cum era înainte, cu bana mea. Dacă ne băgăm pe banda asta, așa. Hai să vedem cât îi dă camionul ăsta. Câte mile pe oră îi dă. Pe sensul meu, frate, că dacă nu te pușesc de nu te vezi. Te iau un coarne, că mi-am pus bara în față. N-ai cum să mă avariezi. Sunt ca o locomotivă pe șosea, să-mi bag picioarele. Little Rock Discovered, ok. Asta e un orășel de ăsta. Bă, unde mă duceam, bă, frate? Ia uite, bă, 3% damage. Bă, mă derutează ce piesul ăsta să-mi bag picioarele. Bă, deci mă derutează GPS-ul ăsta. Ce n-am văzut. Hai că-i dăm înainte. Uite, mai am 51 de mile. Îi dăm viteză mare. Să vedem cât duce aici. Hai că-i dăm pe autostradă. Îi dăm pe autostradă și vedem cât duce. 89 de mile, 90 de mile. Ia să vedem în vale, îi mai trage un pic. 93. 94, 95. Și aici trebuie să facem dreapta. Da. Aici trebuie să facem dreapta. Bă, arată bine. Arată bine Arkansas. Deocamdată nu pot să fac o părere că n-am ajuns încă în zona de mlaștină și n-am găsit încă drumurile secrete, stați așa că trebuie să fie și pe aici niște secrete, frate. Dar mai fi un racetrack, ar fi genial.
A, bă, că-i trage 93. 94. Ia uite, bă, se duce, frate. Hai, bagă un 95. Nu cred că-i trage mai mult de 94 ăsta. Că e vechi, frate, camionul ăsta. Dar e bine, uite, am descoperit Hot Springs. Gata. Și v-am zis, dacă vreți să nu aveți probleme, faceți metoda mea cu backup pe... backup la... pe Hot Springs. Așa arată bine pe aici, am doar așa mai... arată binișor pe aici, frate. Ce e asta? O pistă de karting. Ia stați puțin. Da, bă. Hai, bă, du-te, mă, și lasă-mă. Hai, du-te cu remorca ta, cât ai remorca în pizda, mătii. Hai, bă, ia stai să vedem ce avem aici. Uite, bă, pe ăștia cu remorcilor, că nu pot să văd nimic de ei. Băga-mea și picioarele. Ce avem aici? Avem niște carturi. Avem un circuit de carturi pe aici. Ia uite ce mișto. Deci e în Hot Springs. Vă arăt imediat unde. În Hot Springs. Aici unde e Bounce Equals Power. Aici. Aici e Equals Power. Da? Vis-a-vis de Equals Power. Pe partea cealaltă. Dar se bagă prea multe camioane în fața mea și nu mai văd nimic cu aia. M-am săturat de bulangii ăștia care se bagă camioanele în fața mea. Duceți-vă, bă, și muriți. Doar să aibă vreun tupeu să mă bușească, să vedeți ce vă fac. Călcavar. Bun, și aici se termină distracția. Uite, avem un oraș. Ia uite ce frumos e aici. Ia uite, bă, ce frumos e aici, frate. Stați un pic, am văzut ceva. Stați un pic să dau cu spatele. Și un parc aici, bă, băiatule. Ce mișto e în Hot Springs, frate. Da, e un parculeț aici. Grand Promenade. Interesant, Grand Promenade. Ok. Hai să-i dăm înainte să vedem unde duce drumul ăsta. Duce clar la un depozit. Bă, dar ce pana mea tot fragmentează hardul ăsta. A, uite aici, avem un... opa, stai că avem aici ceva, frate. Avem aici ceva. Aici o zonă de construcții, mă. De aici putem să ne luăm cargo dacă vrem. Dar nu-mi iau cargo acum, că vreau să mă plimb în pana mea. Îi dăm cu spatele. Îi dăm așa un spate. Nu, că m-am bușit. Hai, bă, ia curba mai repede, mă, bolându-le. Poate e vreun drum secret pe aici și nu știu eu. Bun, aici. New Passage. Opa! Se pare că am găsit ceva pe aici. Stați un pic să vedem. Aici o parcare. Ce scrie aici? No vehicles, over 30 de feet. Wow. Over 30 feet. Ia uite, bă, Secret Road. Fiți antenă. Fiți antenă, cât de mișto. Aici este un Secret Road, frate. Stați un pic. Wow, 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 wow.
Hot Springs Mountain Tower. Ok, dacă facem aici stânga, ia să vedem. Mama, ai zis că ești în făgăraș undeva, nu știu unde. În pana mea, ești că ești la munte aici, în pana mea, foarte mișto. Are izuri de România, zona asta din Hot Springs. Aici e junction. Uite, vedeți voi, nici n-am intrat bine în Hot Springs și deja avem aici ce vrea să fie? Un viewpoint. Ok. Aici avem drumul închis. Să mă uit pe... Ia uitați-vă, bă, ce pistă mișto aici. Bă, de am putea să intrăm, să ne dăm cu cartul pe aici, cum ar fi. Fun spot, laser and go-karts. Du-te, bă. Du-te, bă, exact ce vreau. Uitați-vă și vă ce mișto e aici, frate. Yeah.
Fun Spot Laser and Go Karts. Bă, cum ar fi fost, bă, tati, bă, să putem să intrăm aici fără a trebui să ne dăm cu carturile. Uite, intrăm aici, da. Intrăm pe A6 aici. Așa. Fun Laser Spots and Go Karts. Du-te, bă. Cum ar fi fost? Bă, să bagi și ăștia un mod de go-kart, ceva să... Dar e bine că există locația asta, frate. O, că am dat jos platforma aia. Așa, frate. Și acum facem stâng-dreapta. Deci v-am zis de... Obă! Obă, unde te bagi, bă, căcatule? Nu te bagi, bă, rahatule, bă. Ia uite, bă, ce animale să mă cu cealele. Hai, bă, nu intra în mine, că dacă intri în mine, intru eu în tine. Te penetrezi eu de unde te vezi, te fut în cur, fută de nația mătii. Mă, că trece trenul pe aici. Dați un pic să treacă trenul în pana mea. Nu, mă, dar de unde vine trenul? Uite-l, bă. Uite, bă, că trece trenul, frate. Mega șmecher, frăție, aici. Ia să vedem, avem vreun... garaj care putem să-l cumpărăm. Un garajel pe aici până Hot Springs. Uite, aici avem un garaj. Așa, am am făcut ruta. Bun. Și aici deja se iese din oraș. Îi facem un dreapă. Ia uite-i, băi, ia uite-i, bă, ce se bagă, bă, frate. Deci n-am văzut un trafic mai handicap, de mai retardat decât ăsta. N-am văzut în viața mea. Când văd că vreau să ia curbă, trebuie să cedeze prioritatea camioanelor. În pana mea, camioanele sunt de mare tonaj și poate să facă accident proștii. Dacă era în realitate și făceau mulți mașinile. Să-mi dea tabla pe ei. Să-mi dea tabla pe ei, frate. Stai că ăștia să o luăm aici. Să o luăm pe aici, frate. Așa. Bun. Copaci foarte mulți pe aici, din câte văd eu.
dacă vreau să-mi cumpăr un garaj aici. Uite-l bă și pe ăsta, du-te mă morții mătii de căcat. Du-te bă și dispari. Hai mori. Bă, dar ce proști sunt să-mi bag picioarele. Bă, de asta-i. Ce mă blochează pe mine? Copacul ăsta de aici. A, nu. E invisible collision. Băgăm și picioarele. Bă, să mergem în față. Aici, bărcuțe, bărcuțe. Bărcuțe, bărcuțe. Eu mă tot uit pe lateral să văd dacă nu găsesc un drum aleator sau ceva de genul. Un drum aleator, auzi tu, un drum auxiliar pe aici, că poate, cine știe, poate mai fi vreun circuit, poate mai fi ceva, nu știu, ascuns, uite. Cum sunt zonele astea? Ia uite, bă, cum stau la stop. O, bă, amărăților, că vă depășesc de-mi vă vedeți. Ediților. Capul vostru. Eu mă duc înainte, frate. Eu n-am timp de voi. 57.000 de pe oră. Stați că aici e construcție, drumul, chestii pe aici. Așa. Gata, am trecut de zona cu... Am trecut de zona cu construcții. Așa.
Eu vreau să mă duc să-mi iau garajul, frate. Să-mi iau garaj aici, aproape de Hot Springs, frate. Gata, bă, băiatule. Și aici avem garajul. Cumpărăm garajul ăsta. Da, bă, frate. Bun. Bun, drumuri secrete. Da, să analizăm cu atenție zona asta. Nu e aici Albuquerque. Stați un pic să vedem. Albuquerque, auzi și tu ăsta. Ne uităm de chestii gen circuite, dar nu știu dacă o să găsim ceva de genul aici.
Doar eventual dacă a fost cineva care a explorat mai mult decât mine. Aici e Austin, Texas, deja Huntsville, aici sunt legăturile. Uitați bă că am ieșit din asta. Aici este deja drumul de legătură, nu mai e regiunea care ziceam eu. O să mă uit la unul care a descoperit secretele în pana mea. Dar nu știu ce secrete ascunde zona asta. Dar aici avem un punct de view. Little Rock. Jonesboro. Aici ce vrea să fie? Check and Jacks, eu sunt aici. Bun, hai să-i dăm aici. Ok, hai să-i dăm aici, frate. Dar să dau cu spatele. Să ies din parcarea asta, mă. Să ies din, din depozit. Așa. Să ies de la garaj.
polițaiul. Ce faci, bă? Salut! Te-am lăsat, gata. Forestiere în sfârșit, frate. Am găsit un drum forestier aici, pana mea.
și am văzut deja drumul ăsta. Am văzut deja drumul ăsta. Aici avem Little Rock și aici ce avem? Global Sky. Hot Springs, unde am fost deja, am descoperit un drum secret acolo deja. Pă, unde să mergem, frate? Ce să vă mai arăt eu vouă aici? Pă... A? E ceva aici? Nu prea văd nimic pe aici care să fie așa. A, circuit care să miroasă mie a circuit. Nu prea văd pe aici ceva de genul. Heartwood. Aici m-am dus la drumul forestier. Pana mea, o să mai stau pe Google, că deja mă ia somnul și vreau să mă mai pun în pas, să mai dorm o țără, că nu mai pot. Deja sunt puțin cam obosit și parcă nu mai arde să mai Texana. Eldorado. Eldorado, ia să vedem ce e aici. Jack and Jacks. Ok, n-am prea văzut niciun raceway pe aici. Nu cred că are așa ceva, din păcate, jocul, da. O mai găsim noi jocuri în genul. Bă, Wreckfest e bunicel, dar nu e cel mai bun. Deci Wreckfest are într-adevăr circuite, are o grămadă de circuite, dar sunt foarte mici și foarte restrânse. Pe arii foarte restrânse sunt circuitele din din Wreckfest. Dacă vreți să luați voi să jucați așa multiplayer, e fun dacă îl joci în multiplayer, dar dacă îl joci în single player, n-ai aceeași satisfacție. Bun, păi cam asta, cam asta e ținutul, vedeți? Tot ce vedeți aici, în partea asta, este Arkansas, aici. Și aici mai avem ceva, dar nu văd ce. Bă, să-mi bat picioarele, chiar mă apucă foamea. Știam eu că dacă mă trezesc o să mă apuce foamea și mai am o singură felie de pâine, bă, băiatule. Deci nu mai pot. Cu foamea asta disper în pana mea. Foame continuu și continuu, frate. Aici e o fabrică de hârtie. Da, cam asta e, înțelegi. Hai că mă duc la somn. Mă duc să chipurile să mănânc ceva, că n-am ce să fac, frate, cu stomacul ăsta împuțit al meu, că... Da, puteau să adauge mai multe chestii în el, dar din păcate n-au adăugat cine știe ce. Stați un pic să vedem pe skiderul ce mai lansat ăștia. Uite, 5.59, 6. Acum se face 6. Și la 8 trebuie să fiu plecat. Băga-mi și picioarele. 3-yard builder. Hai că s-a făcut 6. 3-yard builder. Bă, da, în jocul ăsta ce faci? Machete? Ce pana mea faci? Aoleu, te-a de la zero. Da, faci machete de trenuri. N-ai prea mult de muncă. Space Chimp. Arconzarina. Panic Woods, in the woods.
Ia să vedem, bă. E mai curând o parodie decât ceva serios jocul ăsta. Vrea să fie... Dacă e cu puzzle-uri și cu de-astea nu mersi. Da, e cu jumping puzzle-uri, căcaturi, cu de-astea, na. Un FPS liniar și în același timp lipsit de Dumnezeu, de Crash House. Da, nimic bun în rest. Arkansas. Bă, m-aș duce acum până la dar e un frig dimineața. Băi, și am niciun chef, frate. Hai, pana mea, ne auzim mai târziu, după ce mă întorc de la medic. Hai, ceau.